Odată cu topirea zăpezilor, fermierii hunedoreni au început curățarea terenurilor agricole. Mulți dintre aceștia o fac însă dând foc miriștilor, lucru care duce, în multe cazuri, la propagarea unor incendii pentru a căror stingere este necesară intervenția pompierilor. Doar în ultima săptămână, pompierii hunedoreni au avut 30 de astfel de intervenții, iar numărul incendiilor de vegetație care trebuie stinse de către cadrele Inspectoratului pentru situații de urgență în lunile ianuarie și februarie ale acestui an se apropie de 200. Doar în ultima săptămână, pompierii tuturor structurilor de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență au intervenit la 36 de incendii de vegetație uscată, ce au afectat peste 100 de hectare de teren, doar într-o săptămână. Dar dacă adunăm aceste suprafețe la suprafețele arse în săptămânile trecute, practic de când s-a topit zăpada, oamenii au început să incendieze terenurile cu foc. Vorbim despre aproape 200 de incendii care au afectat undeva peste 400 de hectare de teren. Este foarte mult și este foarte trist. Mai mult de jumătate dintre aceste incendii s-au constatat pe unele terenuri înscrise la Agenția pentru Plăci și Intervenții în Agricultură, pentru ca proprietarii acestora să beneficieze de subvenții de la stat. Aceste terenuri vor fi monitorizate, iar deținătorii acestora riscă sancțiuni destul de mari, care pot ajunge și până la pierderea subvenției de la APIA. În lunile ianuarie și februarie 2022, în urma intervențiilor noastre și a rapoartelor pe care le-am înaintat către APIA, au fost identificați 122 de fermieri cu 211 parcele declarate la APIA și însumând o suprafață totală găsită arsă de 235 de hectare. Reprezentanții APIA ne transmit că cei 122 de fermieri vor fi eșantionați la controlul clasic pe teren și vor suferi o diminuare a plăților cu minim 5% din totalul sumei cuvenite pentru întreaga fermă. Prezentă la emisiunea La Subiect, difuzată pe 1 TV Deva, locotenent colonelul Anemona Doda, purtător de cuvânt al ISU Hunedoara, a precizat că arderea terenurilor aduce de servicii nu doar proprietarilor acestora, ci tuturor. Pe lângă faptul că fermierii care utilizează focul deschis pentru igienizarea terenurilor nu își impulsionează terenurile pentru a produce, ci din contră și le distrug, practic se distrug microorganismele, se distruge solul și poate că în următorul an, după aplicarea acestei metode, pământul mai are resurse să producă ceva, în următorii ani probabil că acel sol va deveni infertil și practic pierderea este de două ori, odată că există această posibilitate de a pierde subvenția de la APIA, cât și posibilitatea de a reduce capacitatea acelui teren de a produce. Pentru a se controla această practică păguboasă, la nivel județean a fost aprobat un plan de acțiune în vederea reducerii riscurilor produse de incendiile de vegetație. La nivelul instituției prefectului județului Hunedoara s-a constituit un grup de lucru care va monitoriza foarte atent această chestiune și pe lângă această monitorizare urmează o perioadă de control. Adică în teren vor fi atât echipe de control mixte de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, de la Garda de Mediu, Jandarmeria și Poliția pentru a încerca și sperăm să reușim descurajarea acestor practici. Trebuie să înțelegem că este o practică păguboasă pentru toată lumea, atât pentru fermieri, cât și pentru mediu, cât și pentru noi toți.
Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte legate de activitatea pompierilor din județ puteți afla urmărind pe pagina de Facebook 1TV și pe canalul YouTube emisiunea La Subiect, în care este invitată Anemona Doda, purtător de cuvânt al ISU Hunedoara.